Eu văd următoarea problemă care în ultimii ani s-a agravat și din ce în ce mai mult și mai mult începe să crească presiunea asupra bugetului. Prestările pe care Spitalul Județean și pe care toate unitățile spitalicești le încasează în contract cu casa de asigurări au o valoare. Valoarea respectivă nu reflectă realitatea cheltuielor pe care le înregistrează spitalul, că de fapt asta se întâmplă cu fiecare pacient care este tratat acolo. Asta este părerea mea. Se încasează prea puțin bani de la casa de asigurări pentru prestațiile din spital, pentru cheltuielile indirecte pe care le are funcționarea unei astfel de unități, care este o unitate foarte mare, nouă, ca să fie modernizată, ca să se poată reduce cheltuielile, inclusiv cu încălzirea, inclusiv cu utilitățile și așa mai departe. Deci, practic, sunt niște cheltuieli pe care nu le poate acoperi spitalul din banii de la casă. Asta este clar. Noi de asta am și spus, și în anul trecut, și anul ăsta, este important ca prestațiile de la casă să crească ca valoare. Pentru că atunci vor fi bani la spital pentru acoperirea cheltuielilor. Asta e prima problemă. A doua problemă legată de cele două fonduri de salarii și de medicamente, din momentul în care ai aprobat bugetul, este la fel ca și la Consiliul Județean. Nu mai poți interveni pe niciun dintre cele două capitole, ele rămân fixe și trebuie executate până la sfârșitul anului, așa cum au fost prognozate la început. Problema aici este mult mai gravă, pentru că în timpul exercițiului bugetar au crescut salariile. Și atunci nu s-a putut muta nici o sumă dintr-o parte în alta și nici nu era normal să întâmple lucrul ăsta, iar diferența de salarii, diferența de creștere a salariilor, nu s-a mai regăsit în banii alocați la începutul anului. De asta nu sunt bani nici de salarii, de asta nu sunt bani nici de medicamente. Mai mult la medicamente, cum vă spun. Stați puțin, vă opresc. De asta spuneți, nu sunt bani. Păi poate ar trebui să fie de asta. N-au fost bani anul trecut când a fost bugetul. Dar acum poate anul ăsta ar trebui să fie bani, că face anul buget, nu? Anul ăsta ar trebui să fie prevăzuți bani. Doar că banii prevăzuți sunt din start insuficienți și noi am atras atenția și o atragem în continuare. Pentru că banii încasați la casă sunt insuficienți. Deci Consiliul Județean ar trebui să știe până când se reglează această chestiune cu casa de asigurări și cu banii de contați pentru prestări, ar trebui să gândească cum sprijină Spitalul Județean, să nu mai trezim în ultimele luni când avem bani pentru medicamente. Mai dăm noi pentru utilități niște sume de bani. Încercăm să vedem cu personalul contractual cum reușim să mai rezolvăm niște chestiuni la Consiliul Județean. Asta a fost propunerea noastră. Noi trebuie, pentru că și Consiliul Județean are posibilitatea, în limita unor timpuri de cheltuieli, să sprijine bugetul acesta al Spitalului Județean. De ce să ne trezim în ultimele trei luni ale anului că nu avem medicamente, că nu avem bani de salarii, pentru că noi am, din banii respectivi, s-au plătit și utilități și personal contractual și alte categorii de cheltuieli. Despre asta este vorba. Adică noi ar trebui să ne gândim, nu sunt bani. Ce face PSD-ul în momentul ăsta ca să crească contravaloarea prestațiilor? Nimic. Ce face președintele Consiliului Județean și managerul Spitalului Județean? Pun presiuni pe medici să facă cât mai multe internări. Multe dintre ele, deși nu și-au rostul să fie făcute, sunt făcute doar ca să poată mai încasa, să mai poată încasa niște bani suplimentari pe la casa de asigurări. Medici, ați face voi diagnostice fictive? Nu vreau să fac diagnostice fictive, dar sunt chestiuni care nu ar necesita o internare pe 2-3 zile. Ei spun